Bună ziua tuturor, sunt Arotela. Vin de astă dată cu o etalare pentru cei născuți în zodia leului sau cu soare, lună, Venus, ascendent în zodia leului pentru martie 2019. După cum vedeți, am etalat cărți din mai multe seturi, urmează să le citesc. Poate, sper la sfârșit, să reușesc să vă povestesc și cam măcar câteva imagini sau mesaje pe care le-am primit în timp ce meditam înainte de a etala cărțile. După cum vedeți, aveți aici trei cărți superbe, dar chiar și celelalte care au apărut la capătul acestui set de cărți sunt foarte frumos așezate, parcă îmi spun o poveste. Oricum, important este să ne concentrăm sau să vă concentrați pe aceste trei cărți. Care? Ce vor să spună? Vor să spună că unii dintre voi, cei născuți în zodia leului sau cu planete ascendent în această zodie, aveți capacitatea de a vindeca, dar înainte de toate, înainte de toate, trebuie să vă vindecați energia. Deci, să nu uitați că aveți această capacitate, dar am senzația că unii dintre voi ați fost oarecum vampirizați sau folosiți sau atacați oarecum energetic de cineva sau de mai multe persoane de-a lungul timpului și acum este un moment special în care trebuie să vă vindecați și să vă redescoperiți adevăratele dorințe ale inimii, să vă redescoperiți lumina și dragostea. Pe de altă parte, aceleași cărți povestesc despre faptul că unii dintre voi care ați făcut această vindecare energetică spirituală, v-ați nu doar descoperit, v-ați îmbunătățit acele abilități naturale de a vindeca cu ajutorul energiei voastre și a conectării la sursa divină. Este un dar fantastic pe care ar fi bine, de care ar fi bine să țineți cont și să-l considerați pe viitor ca pe un scop important al vieții voastre. Important este de reținut iar că în momentul în care lucrați cu energia voastră, descoperiți că dorințele pe care le considerați în trecut ca fiind ale voastre nu erau ale voastre, erau proiecții mentale primite din familie. Ei, și acum, odată curățați, vindecați, puteți să manifestați adevăratele dorinți pe care inima voastră le are, vi le șoptește într-un fel sau altul. Și observându-vă viața cu atenție, veți vedea că îngeri sunt în jurul vostru și vă susțin, vă ghidează, vă protejează în a pune în realitate cele mai fantastice vise. Dar acele vise și dorințe pe care le auziți în inima, în sufletul vostru, nu în mintea voastră. De asemenea, odată curățați, energia voastră deja începe să manifeste pentru unii dintre voi. Pentru ceilalți, începeți acest proces. Pentru cei care ați făcut acest proces ați trecut prin acest proces de vindecare și deja energia voastră e curată, începe să simțiți că radiați dragoste și lumină. Acestea sunt niște culori de o vibrație foarte înaltă și cred că unii dintre voi aveți capacitatea nu doar de a vindeca cu ajutorul energiei voastre sau conectându-vă la energia divină, dar și cu ajutorul luminii și dragostei. Deși oarecum ar părea același lucru, sunt aspecte foarte delicate, subtile,
care fac diferența între una și cealaltă. Oricum, vreau să vă mai arăt ceva, să vă împărtășesc încă câteva cărți care au venit foarte frumos, s-au așezat foarte frumos. Unii dintre voi sunteți de o sensibilitate fantastică, dar deja această sensibilitate a devenit forța voastră. Să nu uităm că zodia leului este o zodie foarte creativă, foarte creativă și simt că trebuie să vă exprimați, să vorbiți despre această sensibilitate într-un fel sau altul. Și vorbind, vă puteți vindeca, îi puteți vindeca și pe ceilalți, le puteți împărtăși, oferi dragoste și lumină prin această sensibilitate. Deci vorbiți despre sensibilitatea voastră. Repet, simt că o parte dintre cei născuți în zodia leului sau cu ascendent Soare, Lună, Venus în leu au început să lucreze, să construiască un nou destin, o nouă viață, builder, da? O nouă viață, o nouă direcție. Și asta după ce s-au dus să se sfătuiască cu alți vindecători sau lucrători cu energia sau cu lumină. Light workers, cum se zice, da? O parte dintre voi v-ați dus, ați vorbit sau ați efectiv, ați făcut o cercetare pe cont propriu, ați început să vă construiți. Dar în această perioadă sau paralel cu această muncă de consiliere sau de investigație, de construcție interioară, ați înțeles că trebuie să lăsați în spate ce nu v-a fost bun, ce nu v-a fost în folosul vostru și să aveți încredere, trust, da? Să aveți încredere că îngerii sunt în jurul vostru să vă ajute, dar să vă îndeplinească dorințele inimii, nu dorințele minții sau a egoului. Totuși, deși toți avem ego, știm foarte bine că majoritatea zodiilor de foc au un ego ieșit din comun. Vă rog frumos, nu vă supărați, dar vă spun și din punct de vedere teoretic măcar, acum că nu, voi nu vreți să, unii dintre voi nu vreți să recunoașteți, alții poate ați rezolvat această problemă, da, ați lăsat în spate niște blocaje, v-ați curățat energia. Rămâne partea a doua. Oricum, repet, ați înțeles că trebuie să lăsați în urmă ceva ce nu vă priește. Poate ați mers să vă consiliați în această privință și să vă reconstruiți. Și în primul rând să vă reconstruiți încrederea. Încrederea în ce? Încrederea în voi înși vă. Să vă mai arăt. Încrederea în voi înși vă. Nu că n-ați avea încredere, dar e un alt fel de încredere. Încrederea că sunteți susținuți de forțe superioare. Încrederea că în momentul în care lăsați în spate un trecut, veți avea și alte opțiuni. Veți avea și opții. Că de obicei, majoritatea oamenilor nu vor să lase trecutul de frica, o frică probabil proiectată de alții, că nu veți avea alte opțiuni. Dar nu. Ați descoperit că aveți opțiuni și că puteți să vorbiți despre sensibilitatea voastră. Și simt că ați înflorit, că nu degeaba avem flowers, simt că ați înflorit sau începe să înfloriți într-un fel aparte și poate conectați la flori, vă conectați la sensibilitatea voastră, la partea voastră sensibilă și poate vă simțiți inspirați să vorbiți speaker despre aceste aspecte, despre încredere, despre sensibilitate, despre nevoia de reconstrucție, da? Builder, să nu uităm că ați avut builder, da? Nevoia de reconstrucție, reinventare a voastră. Și ce înseamnă asta? Decât vindecare. V-ați vindecat sau începe să vă vindecați energia, aura. Să vă ascultați inima și să manifestați dragoste și lumină. Ceea ce este absolut superb. După cum vedeți, aveți aici o hartă
specială. A apărut pentru voi, din seria celor 10 hărți. Și cum o simt? O simt că... O să fac oarecare comparație. Pentru cei care ați înțeles că trebuie să vă vindecați, oarecum vă priviți ca într-o oglindă, da, contra oglindă, și vă dați seama că trebuie să vă vindecați și partea pe care ați neglijat-o, acea parte pe care ați neglijat-o. Aveți o parte dezvoltată, dar cealaltă a rămas oarecum neglijată și ca să vă întregiți, trebuie să vă vindecați și să investiți, să construiți, da? Repet, ați avut builder, să construiți acea zonă a sufletului vostru, a inimii voastre și în acel moment vă vindecați întreaga aură. Pentru o parte dintre voi, vă dați seama că nu vă puteți simți total, complet, întreg, până nu veți începe să manifestați jumătatea voastră. Că sunteți căsătoriți sau necăsătoriți, jumătatea înseamnă mai mult decât soție, partener. Înseamnă foarte mult, sper odată să am timp să fac o înregistrare specială pentru acest subiect. Spun asta pentru că v-a apărut îndrăgostiții și în acest set de cărți și în celălalt, da? Și simt că, într-adevăr, unii dintre voi, dintre cei născuți în zodia leului sau cu soare, lună, Venus, ascendent leu, deja începe să manifestați apropierea de flacăra voastră geamănă. Pentru că până la întâlnire e cale lungă. Deci vă dați seama că ceva lipsește, cât ați lucra, cât de complet v-ați simți, ceva lipsește. Și vreți să găsiți acea persoană care vă întregește. Ați trecut prin multe experiențe, după cum vedeți, sunt 12 îngeri, 12 zodii, ați trecut prin cicluri de câte 10, de câte 20, da? Și vreți acum să manifestați ceva ieșit din comun. Poate unii dintre voi vă priviți pe voi ca un întreg, vă priviți ca pe o hartă și încercați să analizați pe unde mai aveți de mers, ce mai aveți de investigat în sinea voastră, ce aspecte trebuie dezvoltate ca să ajungeți la această dezvoltare completă, la această vindecare completă, care vă dă puterea să manifestați într-o dimensiune nouă, într-o dimensiune a iubirii și a luminii. Știu că sună ciudat, dar asta îi face parte din etalare și face parte acest aspect din viața noastră. Nu ne putem opri doar la material. Și pentru că am vorbit de material, aceste cărți sugerează niște probleme. Am zis că acest set îl dedic pentru problemele materiale financiare, dacă vă găsiți job, dacă nu. Aveți ce aveți. Cavalerul de spade, 3 de spade și 8 de monede. Ceea ce mă face să mă gândesc că undeva la locul de muncă, 8 de monede este o persoană, aveți iar aici, este o persoană foarte muncitoare. 8 de monede este un loc de muncă, un proiect, dorința de a manifesta, de a lucra pentru ceva. Dacă e loc de muncă, este posibil la locul de muncă să aveți o decepție, o supărare, datorită unui semn de aer, gemen, balanță sau vărsător, care poate v-a spus niște vorbe mai grele sau s-a manifestat într-un fel invidios, gelos pe reușita voastră. Pentru că, în general, lei n-au cum să nu reușească. Sunt o forță a soarelui, o forță creativă, o forță care generează, mai devreme sau mai târziu, succes. Ar fi păcat, în momentul în care vă cunoașteți potențialul, să nu-l manifestați. Dar, în general, lei sunt făcuți pentru succes. Deci e posibil ca la locul de muncă, în proiectul în care ați investit,
cineva să pună o vorbă rea, să vă pună, să vă facă oarecum inima amară. Dar mai e posibil să încercați să depășiți o decepție cu un semn de aer, da? Muncind. Muncind, investind, creând lucruri frumoase care vă duc către ce? Către 9 de monede care reprezintă o persoană independentă și stabilă. Deci, muncind, poate că prin luna august, că tot avem 8, poate prin luna august începeți să simțiți această abundență la care începeți acum să lucrați. Cred că 3-ul ăsta ar putea să fie legat de luna martie, da? Și de decepția despre care v-am spus. Este posibil, este posibil. Ca și chakra pe care sunteți chemați, invitați să o lucrați în această lună, aveți Vishuddhi. Vi-a apărut Vishuddhi, care reprezintă chakra a cincea. Vishuddhi, printre multe altele, va trebui să fac o notă specială sub înregistrare sau poate pe Facebook, cum am promis și la Zodia Fecioarei, pentru că nu permite timpul. Reprezintă nevoia de a vă exprima și nu degeaba v-a apărut speaker, printre altele, nevoia de a vă exprima într-un mod creativ, că doar e a cincea chakră, casa a cincea a leului și lei, cum am spus, reprezintă o zodie, fac parte din categoria zodiilor creative. Deci, probabil că trebuie în primul și în primul rând să vă exprimați adevărul, să vă exprimați creativitatea și această invitație este pentru toți cei născuți în zodia leului sau cu planete în soare, lună, Venus, ascendent în leu, dar în mod special pentru femei, pentru femeia divină, aspectul vostru feminin. Sau să exprimați aspectul vostru feminin, care ce reprezintă? Sensibilitatea. Că sunteți bărbați, evident că nu sunteți chemați să vă exprimați o latură războinică, ci mai degrabă o latură delicată a voastră, pentru că toți o avem. Vrem să recunoaștem că nu vrem, toți o avem, da? Să vorbiți despre sensibilitate, despre dragoste, despre lumină, despre dorințele inimii, despre vindecare, despre energie, despre câte și mai câte, toate subiecte care sunt în general feminine. Acum, din seria acestor cărți, ați primit cărțile mele experimentale, ați primit aceste 4 cărți. Heaven, dar în această poziție, Mesagerul zilei, Luna și Apa. Este foarte posibil ca pentru cei unii dintre voi născuți în zodia leului sau cu aceste cu planete în această zodie, planete personale, să vă simțiți ca și când ați picat din cer. Știu că e un pic cam ciudată expresia, dar poate ați fost într-o perioadă de iluzii sau poate într-adevăr ați trăit o perioadă frumoasă în viață și acum, poate, niște vorbe, da? Vă readuc la realitate. Realitatea fiind pământul. Pământul în care se întâmplă atâtea și atâtea. Că în cer nu avem invidie, nu avem vorbe grele, nu avem răutate, nu avem moarte, nu avem nimic din ceea ce experimentăm urât aici pe pământ. Da? Ați fost în cer. Ați fost ca și în cer. Ați trăit o poveste frumoasă. Poate o mai trăiți, poate mai resimțiți, poate vă mai aduceți aminte, da? Că doar nu degeaba trebuie să vorbiți despre dragoste și lumină. Ați fost acolo, într-un fel sau altul. Poate în vise, în momentul în care vă ascultați dorințele inimii. Dar ați picat dintr-un motiv, ați picat din cer. Aici pe pământ, într-o lume dură. Asta e dură. Și totuși, în această lume, primiți un mesaj pozitiv. Mesagerul zilei este un mesager care va aduce lumină. Și nu întâmplător aveți lumină și dragoste. Mesagerul zilei.
Dar am senzația că va aduce o lumină nocturnă, o lumină oarecum luna. Este o lumină specială feminină, iar revin la feminitate, la sensibilitate, da? La divine feminin, o lumină feminină, o lumină oarecum care vă conectează la intuiție, la vise și iar revin la aceste cărți de oracole care văd că se leagă foarte bine cu acestea, da? Vise, lumină, dragoste. Și am senzația că acest mesager de lumină care vă vorbește despre niște secrete, poate vă vorbește despre astrologie, poate vă vorbește despre energie, cum să vă vindecați energia, când să vă ascultați inima. Da? Și prin vise, amândouă, și această carte și această carte reprezintă ideea de a vă asculta visele, de a vi le nota, de a vorbi despre ele. Și am senzația că acest mesager al zilei vine de la o persoană născută în semn de apă, da? Pești, rac sau scorpion, care vă împărtășesc niște secrete. Eventual, vă teleportează într-o altă dimensiune a dragostei, a luminii, da? Poate chiar ei vă duc undeva către un rai. Dar la un moment dat trebuie să reveniți pe pământ. Trebuie să reveniți pe pământ în primul și în primul rând ca să vorbiți despre aceste lucruri. Speaker, da? Ca să vorbiți și altora despre puterea de a lăsa sau importanța de a lăsa în spate trecutul și de a avea încredere în opțiunile pe care destinul, Dumnezeul, îngerii vi le pun în față. Știu că sună ciudat, dar acestea sunt etalările pe care mi le-am propus să le fac. Dacă vreți altele mai realiste, mai pragmatice, sunt foarte mulți cititori, foarte talentați, care vă pot spune lucruri mai pământene. Acum, acestea sunt cărțile pentru luna martie. După cum vedeți, iar aveți o carte foarte frumoasă, 10 de cupe, pe care am mai văzut-o într-o formă sau alta în viziunea mea în timpul meditației. Da? 10 de cupe, 3 de monede, cavalerul, da, de spade, care a apărut și aici, și 8 de spade. Acum o să vi le și clarific. 10 de cupe este bucurie maximă, heaven, da? Heaven, raiul pe pământ. Raiul pe pământ. Și iar vorbind, îmi dau seama cum se leagă cărțile. Raiul pe pământ, în care sunteți aduși oarecum în martie sau poate chiar spre sfârșitul lui februarie sau chiar nici nu vă trebuie decât o zi, un vis, o clipă în care să fiți fericiți, pentru ca apoi să reveniți pe pământ. Și cine vă aduce pe pământ? Cred că va aduce acest cavaler, da, de spade care va apare și aici și aici. Cineva, o persoană invidioasă, o persoană super, super realistă, logică, care nu vrea să se conecteze, evident, la sensibilitatea lor, la inimă, la suflet, la alte valori care ne întregesc, da? Că avem aici, da? Ne întregesc natura umană, divină. Acum, să vorbim despre 10 de cupe. Pentru unii dintre voi, am senzația, pentru că am văzut și honeymoon în timpul viziunii mele, în timpul meditației, cred că unii dintre voi, poate un grup foarte restrâns, mai tineri, să vă căsătoriți și să fiți fericiți. Pentru că aceste cărți, ce poate să însemne? Printre multe altele, da. 3 de monede, două persoane care se duc să se concilieze. Poate acesta este preotul la care vă duceți, da? Și semnați în justiție, da? În justiție la Consiliu, da? Semnați, justiția poate să fie un contract oficial, da? Semnați pentru un lucru. Pentru ce? Vă angajați într-o relație, într-un proiect, da? Într-o relație care vă duce către o căsnicie fericită pentru unii dintre voi. Și spun asta pentru că văd un as de monede care ar putea să fie chiar și un inel.
Pentru un grup, nu pentru toată lumea. Acum revenim la alte grupuri. Alte grupuri. Începeți martie cu o energie super frumoasă. Fericiți, la maximum. Dar să nu uităm că această carte care reprezintă fericirea maximă, tot această carte reprezintă și încheierea ei, pentru că este un 10 și este și final. Ori începeți, ori încheiați, ori sunteți într-o stare în care... Cum se explică? Aproape că atingeți curcubeul, adică între realitate și iluzie. Între realitate și iluzie. Curcubeul e o iluzie, e doar o imagine, dar de fapt ce este? Este lumină, da? Este lumină. Cred că e o stare pe care o simțiți la nivelul inimii și vă doriți să o proiectați, da? Despre care trebuie să vorbiți. Speaker, da? Speaker. Trebuie să vorbiți în public, simțiți nevoia să o proiectați, să o materializați. Poate să faceți un proiect artistic, că toți sunteți majoritatea, aveți calități artistice, da? Să o faceți într-un fel sau altul. Varianta celorlalte cărți este o persoană care lucrează la o sculptură, da? Să o transformați într-o sculptură, într-o piesă de artă. Sau într-un proiect vandabil. E o idee fantastică, da? Și ca să realizați acest lucru, vă consultați cu o persoană care lucrează într-un domeniu mai strict, într-un domeniu mental, care vă echilibrează energiile și gândurile și vă dă niște soluții. Practice. Eventual trebuie să vă faceți o firmă, da? Că vorbim de justiție, de lucruri legale, da? Ca să puteți genera acest proiect fantastic, fantastic, cu un potențial minunat, să-l puteți genera și să-l puteți manifesta cu 8 de monede într-un plan legal și practic. Acum interesant că iar aveți 3 de monede în a doua carte. Deci e clar. E clar că pentru unii dintre voi, de la această fericire, de la această iluzie, vis, inspirație, vă gândiți deja în martie cum să puneți în realitate. Dacă e vorba de căsătorie, după ce încheiați contractul, începe să vă gândiți, da, acum am rezolvat și problema aceasta. Trebuie noi doi să ne gândim cum să punem bazele, da, cum să lucrăm pentru această căsătorie. Și pentru cei proaspăt căsătoriți, e posibil la un moment dat să aveți o persoană în jur care vă invidiază, care vă aduce niște cuvinte mai grele și vă creează un stres mental. Dar trecem peste varianta aceasta. Haideți să vorbim despre cealaltă în care vă implicați. Cu multă pasiune, a, cum am zis, știam eu, da? Aceeași carte în care persoana aceasta, da, lucrează la un proiect artistic, manifestă super creativitate, profesionalism. Da, deci vreți să puneți în practică, poate, probleme legate de această vindecare cu energie, cu dragoste, cu lumină. Poate vreți să vă faceți, nu știu, să exprimați artistic sau să vă faceți un cabinet, nu contează. Sau chiar dacă n-ar fi să lucrați oficial cu aceste lucruri, simțiți nevoia să le folosiți în 3D, în viața voastră profesională, familială. Da? Vreți să lucrați pentru acest lucru. Vreți să lucrați pentru fericirea voastră. Ca și clarificare ce ați primit. Ați primit 2 de spade, dar așa oarecum nici normal, nici invers. Cam pe orizontal. Este clar că aveți de luat o decizie. Să vă conectați la intuiția voastră, da? Pentru că aveți multe opțiuni, cum am spus și mai devreme, aveți multe opțiuni,
Poate, tocmai pentru că aveți multe opțiuni, oarecum aveți tendința să vă pierdeți în fantezii, în iluzii. Amândouă cărțile reprezintă fantezii, într-o formă sau alta, că sunt emoții. Visați la cineva, poate cineva în semn de apă, da? Amândouă sunt semne de apă, vă creează această stare și de bucurie maximă și de fantezie și de iluzie și vă dați seama că trebuie să reveniți pe pământ, vreți să lucrați pentru această relație, pentru această persoană sau pentru acest proiect, dar trebuie să vă conectați totuși, nu la rațiune, cât la intuiție. Și în acest proces în care trebuie să decideți, vă descoperiți o forță fantastică. Aici sunteți voi. Este leul, da? Casa 8-a, luna 8-a, luna a 8-a. Sunteți voi, dar voi care vă descoperiți această latură fantastică spirituală, da? Și descoperită, reveniți pe pământ într-o relație fantastică cu varianta voastră umană, materială. Vă regăsiți puterea și vreți să vă exprimați, cum am zis în speaker, puterea pe care ați găsit-o prin sensibilitate. Iar puterea pe care ați regăsit-o prin sensibilitate și revenim aspectul feminin al vostru. Știu că poate să sune mai ciudat pentru unii dintre voi, dar asta e. Nu neapărat în săptămâna a treia, la un moment dat în martie, cineva vine, un semn de aer, vine rapid și vă bulversează, asta e clar, vă bulversează, pentru că ei sunt frustrați, vin și ei cu cuvinte grele, cu un comportament haotic, dacă nu neapărat cuvinte grele, un comportament, cred că sunt invidioși sau nu pot să înțeleagă ce se întâmplă cu voi și intră parcă în lumea voastră cu această sabie, pregătit să spună ceva, ceva ce vă scoate, da? Vă scoate, vă readuce pe pământ, din rai pe pământ. Da, asta e lumea invidioasă. Și simt că este foarte posibil ca și ei să fi fost cândva trădați, poate sunt trădați când deja v-ați detașat de ei, da? Că am avut un let go. Am avut un let go. V-ați detașat de ei sau încercați o detașare oarecum mentală prin această implicare creativă sau conectare la sensibilitatea voastră, sper că mă înțelegeți limbajul, da? Și undeva se simt înșelați sau trădați, dar evident invitația acestor cărți este ca ei să se vindece. Ei fac acest lucru, spun vorbe grele pentru că nu s-au vindecat, sunt invitați să se vindece. Mai există și varianta ca voi să fiți invitați. Vă afectează, e clar că aceasta e ultima carte, a patra, în care persoana este ca într-o cușcă mentală, e depresivă, nu găsește soluții. Poate nu mai găsiți soluții, deși începeți cu multe idei, cu o stare fantastică de inspirație și din cauza acestor cuvinte, poate să fie o persoană în semnul balanței. Așa, dar simt că este posibil să fie și vărsător, da? Din cauza acestor vorbe să vă blocheze oarecum creativitatea, dar invitația este și pe partea voastră și a lor să lăsați aceste griji în spate și să vă vindecați, să vă conectați la spiritualitate. Aici ce avem? Iar, ca și clarificare ce ați primit, 7 de monede și moartea. Lăsați grijile. Încheiați un ciclu în care manifestați grijă, manifestați așteptare, precauție, tradiționalism și încheiați acest ciclu și manifestați acest 3 de bâte, încredere în viitor. 3 de bâte este un semn de foc, puteți să fiți voi, care vede ceva deosebit în viitor. Poate vede această fericire cu cineva, poate semn de apă, mai mult sau mai puțin. Deja s-au făcut 30 ceva de 34 de minute și nu cred că am timp să vorbesc despre. Poate într-o posibilă parte a doua. Vă mulțumesc pentru răbdare. Să nu uitați, da, că unii dintre voi ați avut de lăsat în spate
Da? Ați avut de lăsat în spate pe cineva din trecut, o relație din trecut, pentru că deja începe să manifestați o relație cu sufletul vostru geamăn, cu sufletul vostru pereche. E posibil să fie semn de apă, că nu degeaba v-au apărut 10 de cupe. Doritor și dumneavoastră să lucrați pentru această relație. Pe foarte scurt, mai aveam multe de spus. Avem și aici, da? O ofertă stabilă din partea unui rege de monede, care e posibil să vină în viața voastră, dar sunt deja timpul nu mi-ajunge pentru câte aș mai vrea să vă mai spun. Vă doresc dragoste, lumină, și vă mulțumesc pentru răbdare. Numai bine, vă iubesc, la revedere!